Povesteam mai la început, cred că înainte să începem interviul, despre faptul că obișnuim să punem etichete tinerilor, că sunt superficiali. Te întrebam eu dacă nu cumva îți este teamă că din cauza punerii acestei etichete, la un moment dat tinerii vor ajunge să se comporte chiar așa, superficial. Da, din nefericire, unii chiar iau de bun acest mod de a fi priviți. În sensul că deseori auzi pe stradă părinți care spun unor copii care replică la ceva ce le-a fost cerut sau ceva ce li s-a spus să facă sau să nu facă, că sunt obraznici. E o etichetă. Faptul că își spune punctul de vedere într-un anumit context și că, hai să zic, contestă o anume stare de fapt, din punctul meu personal de vedere, nu este o obrăznicie, este un mod asertiv de a spune ceea ce îi trece prin cap, ținând cont de niște drepturi clar ancestrale pe care el le are, pe care poate nu le conștientizează, dar le evidențiază. Lucrul ăsta cred că are legătură și cu ce vorbeam mai devreme, și anume că părintele uită să asculte copilul, pentru că dacă ar fi atent la ceea ce îi se spune și nu la cum îi se spune, probabil că această notă de superficialitate ar fi foarte mult diminuată, pentru că dacă părintele și-ar da seama că copilul lui tocmai îi spune un lucru legat de așa zisa obrăznicie, care de fapt nu este obrăznicie, doar un punct de vedere personal, lucrurile probabil ar merge mai bine între părinți și copii. Da, crezi că au început părinții să fie interesați să învețe să facă acest lucru? Eu zic că da. Sunt foarte multe cursuri de parenting. Sunt multe cursuri de dezvoltare personală prin care adulții au început să treacă. Există o atracție, sau hai să zic că există o tendință foarte mare ca adulții să investească foarte mult în ei, cel puțin de vreo 2-3 ani încoace, și cred că lucrurile acestea automat duc și la o redescoperire de sine, dar și la o repoziționare diferită față de membrii familiei. Și da, cred, uitându-mă în jurul meu și printre oamenii cu care lucrez, pentru că sunt și consultant în management și lucrez și cu adulții, chiar cred că adulții au început să devină mai conștienți de lucrurile pe care le fac ca și părinte și descoperă că, de fapt, inclusiv această meserie, meseria de părinte, e cea mai grea meserie din lume. Da, mi-am adus aminte iarăși, sunt plină de amintiri ce să fac. Tot așa, a fost o doamnă părinte și spunea că, deși e perfect conștientă că trebuie să aibă răbdare și să înțeleagă și să se oprească, să nu se consume, e într-o perioadă în care este foarte greu să relaționeze cu copilul, pentru că, na, așa e vârsta. Ceea ce am reținut a fost că, deși știe cum ar trebui să procedeze, e foarte greu să se stăpânească în anumite momente. Se face asta prin exercițiu? Da, sunt tot felul de tehnici, de la, nu știu, improvizație și tot felul de ateliere de teatru, până la dozarea respirației și modalitatea de a comunica mai eficient, folosind niște metode foarte specifice pentru a putea să dea ascultare activă, pentru a putea să nu replici imediat ce ești încărcat emoțional și când auzi un anume tip de frază sau de cuvânt care poate să-ți apese vreun buton sau să-ți regleze vreo manetă emoțională. Dar, într-adevăr, și din proprie experiență pot să spun că este destul de greu în anumite momente, cu toate cunoștințele din lume, să faci lucrul ăsta. Și eu, ca și părinte, am descoperit foarte multe lucruri, mai ales că adolescentul meu se apropie de vârsta de 21 de ani. Mulțumesc. Și mulțumesc frumos și am descoperit că de foarte multe ori am greșit și mi-a părut foarte tare rău că am greșit, pentru că nu l-am ascultat la timp și probabil că am lipsit foarte mult din viața lui atunci când avea nevoie să fie ascultat și să spună niște lucruri.